Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii România de peste granițe. La ora actuală, milioane de români trăiesc, muncesc și studiază în străinătate. Unii dintre ei au ajuns să conducă companii de top în străinătate, dar din motive personale sau profesionale s-au întors acasă, după ce și-au construit CV-uri impresionante în afară. Anul acesta, anul 2021, este anul decretat de Patriarhia Română, anul omagial al pastorației românilor din afara granițelor. Și cu această ocazie am invitat în studio un tânăr care are într-adevăr un CV impresionant. Un tânăr care a lucrat în străinătate, în companii de top și nu numai, în instituții de renume internațional. Este vorba despre Sebastian Burduja. Bună seara, Sebastian! Bună seara, Cristina! Mulțumesc pentru invitație! Eu mă bucur că ai reușit să-ți faci timp și să onorez invitația noastră. Cu cea mai mare plăcere și mulțumesc pentru introducere. Mă gândeam cât de tânăr mai sunt, la 36 de ani. Mulți înainte, foarte tânăr. Da, mă rog, știți cum e, este cum te uiți la viață, nu neapărat câți ani de viață Corect. Ai trecut. Absolut, da. Nu ce scrie în buletin, ci așa-i. Restul. Cine este Sebastian Burduja, până la urmă, pentru a-l prezenta telespectatorilor noștri? Sebastian Burduja a absolvit Universitatea Stanford din Statele Unite cu specializarea principală în politică și subspecializări în economie și sociologie. Media de absolvire l-a plasat în primii 15 din promoție. Din 2008 până în 2011 ai continuat studiile la Universitatea Harvard, absolvind în paralel două programe de masterat. În 2016 ai devenit doctoral la Academia de Studii Economice și în 2019 ai devenit doctor în economie și afaceri internaționale cu calificativul summa cum laude. Dacă greșesc cu ceva, te rog frumos să-mi spui. Nu, mai e corect. A efectuat studii de practică în cadrul Organizației Națiunilor Unite și la Ministerul Afacerilor Externe, Divizia NATO, la Washington DC și la Stanford. Ai lucrat ca specialist în dezvoltare la Banca Mondială, la sediul central din Washington DC și ai coordonat proiecte pentru regiunea Europa și Asia Centrală, inclusiv România. Așa este. După un asemenea parcurs, de ce ai ales să te întorci în România? Sunt câteva motive de suflet și poate nu întâmplător e vorba de bunicul meu, care a fost preot foarte mulți ani și care mi-a fost model în copilărie și până în ziua de azi, chiar dacă nu mai e printre noi, e modelul meu pentru modul în care îmi trăiesc viața. Visul lui, în momentul în care am plecat în America, a fost să revin acasă. E normal. Orice bunic, orice părinte vrea să-și vadă copiii, nepoții acasă. Acolo viața s-a întâmplat. Cum spuneai, am fost la Stanford, la Harvard, apoi am lucrat la Banca Mondială și, sigur, m-am căsătorit, soția americană, deci, mă rog, ne-am luat un împrumut, ne-am luat o casă, în fine. Ne-am integrat în societatea americană. În 2011, când bunicul meu, mă rog, se îndrepta spre lumea cealaltă, pe patul de moarte mi-a spus practic aceste cuvinte. În viață să nu faci ce poți, în viață să faci ce trebuie. Era răspunsul lui la o serie de argumente pe care le aduceam că nu pot să mă întorc în România. Pentru că sunt la începutul unei familii, sunt integrat, lucram la Banca Mondială, aveam un salariu foarte bun, la fel și soția și iată cum dintr-o frază, care nu vă ascund, mulți ani m-a bântuit până când am revenit acasă, mi-a spus să fac ceea ce trebuie. Aici, acasă. Asta este un adevăr nenegociabil. Când ai revenit acasă? În 2016, pe 5 ianuarie. Deci a durat ceva, între 2011 și așa 2016, da. Acea frază chiar te-a bântuit. Da, între timp, mă rog, am avut un copil și așa mai departe. Vă repet, viața s-a întâmplat, dar la momentul potrivit în care am putut să facem acest pas, am reușit să-mi conving soția să mă urmeze și să ne construim în continuare o familie și un destin aici în România. Ai avut vreun moment de îndoială că acest pas este cel pe care trebuie să-l faci? Niciodată. Sau, eventual, atunci când ai plecat în străinătate și ai avut acest parcurs foarte frumos? Nu. Nu, și asta în ciuda faptului că de când m-am întors în țară, și ăsta e unul dintre semnele de
boală ale societății românești. Nu trece zi, nu trece săptămână în care cineva să nu-mi spună că nu trebuia să mă întorc, că ce caut aici, că mi-era mult mai bine acolo. Faptul că ne-am pierdut încrederea în viitorul acestei țări e un lucru care pe mine mă motivează să schimb starea de fapt și să ajungem la un punct în care suntem mândri și credem în potențialul nostru ca român și în potențialul țării. Crezi că acest lucru vine din faptul că ne lipsește educația de a recunoaște modelele, de a găsi reperele în cei din jurul nostru, în societatea actuală, așa cum este ea? Nici o societate nu este mai bună sau mai rea. Dar faptul că nu mai știm să recunoaștem bunătatea sau să-l citim pe cel de lângă noi, ce anume lipsește la ora actuală? În momentul în care spui că ți s-a pus această întrebare aproape zilnic de când te-ai întors în țară și spuneai că e vorba de neîncredere în viitorul acestei țări. Neîncrederea provine și din faptul că nu mai știm să recunoaștem modelele până la urmă. Asta este un plan. Sunt și alte argumente legate de evoluția istorică a țării. Am scris și o carte despre asta, Între speranță și deziluzie, apărută la Curtea Veche acum niște ani. Comunismul a fost un mare păcat și o mare cotitură pentru țara asta. Pentru că în comunism s-au pervertit toate valorile neamului. Și credință, și patriotism, și dragoste de țară. După ce a căzut regimul Ceaușescu, era complicat să mai vorbești despre iubirea de România, pentru că fusese o frază devalorizată de sistemul comunist. Ceaușescu și-a construit un regim de dictatură, sultanism, cum i s-a spus în literatură, în care a îmbinat cultul personalității sale cu iubirea de țară. Și era complicat. Cred că acum începem să ne vindecăm, în sfârșit, după 30 de ani și putem să vorbim din nou cu sufletul curat că trebuie să ne iubim această țară, că aparținem acestui pământ și că avem lucruri de făcut aici. Și că trebuie să avem încredere în noi înșine. Pentru că, apropo de modele, după 90, din păcate, cei care au avut succes n-au fost întotdeauna cei care au muncit cel mai mult, cei care au avut inteligență, cei care au avut dorința de a face ceva. Au fost privilegiați unei tranziții eșuate, iar oamenii au început să perceapă, mă rog, succesul ca fiind produsul unor combinații de relații, prietenii, nepotisme, corupție și așa mai departe. Cât timp ai fost plecat, ai reușit, din tot ceea ce spui, ai reușit să-ți păstrezi identitatea, să-ți păstrezi credința, să păstrezi limba curată, pentru că nu ai niciun accent și cultura, deci valorile esențiale ale unui popor. Cum ai făcut lucrul ăsta? Unul dintre proiectele mele de suflet se numește Liga Studenților Români în Străinătate. În 2009, de fapt în 2008 am pus bazele ei și am plecat de la ideea că sunt mii de studenți români în străinătate, nereprezentați, români care încet încet pierd legătura cu țara. Ni s-a spus și atunci, n-aveți nicio șansă să uniți tinerii români în străinătate. Diaspora românească este dezbinată, nu vrea să fie unită, cei care pleacă nu mai vor să audă de țară. Practica ne-a demonstrat că era o percepție falsă. Și foarte mulți tineri români au venit în această ligă devenind probabil cea mai mare rețea civică românească din lume. Are peste 15.000 de membri în peste 50 de țări. Și exact asta am încercat să facem, să construim o casă românească departe de România pentru toți acești tineri, să păstrăm vii tradițiile noastre, sărbătorile, legătura cu țara și să promovăm încet, încet întoarcerea acasă sau măcar spre casă. Pentru că sunt români foarte valoroși în marile laboratoare de cercetare ale lumii, care n-ar avea ce să facă în momentul ăsta în România, dar asta nu înseamnă că nu pot ajuta România de acolo de unde sunt. Pentru că vorbeam despre păstrarea tradițiilor, despre identitate, despre valorile frumoase ale noastre, o să vreau să intrăm în direct acum cu un om foarte drag mie, pe care l-am cunoscut anul trecut în Spania, la Madrid, la o expoziție de port tradițional. Se numește Simona Suma. Am regăsit-o pe Simona după luna martie anului trecut. Am regăsit-o într-o fotografie pe rețelele de socializare. Tocmai ieșise din gardă, după foarte multe ore,
și avea masca imprimată pe figură. A fost, lucrează la unul dintre cele mai mari spitale din Madrid și a fost în prima linie a pandemiei în Spania, primele trei luni, între martie și luna mai a anului trecut. Este originară din județul Brașov și este de 21 de ani în Spania. Și îmi spunea că rezistă, așa cum spuneai de altfel și tu, iată un alt numitor comun, rezistă datorită educației de acasă, educație dată de mama, mama care îi este model. Și a plecat cu o avere, cum spune, o avere ce mă ține în picioare și îmi spune în tot timpul cine sunt și de unde vin și nu mă lasă să mă pierd în lume. Simona Suma, dacă ne auzi, bună seara, Simona! Bună seara! Bună seara! Simona, spune-mi, te rog frumos, despre ce avere este vorba? Cu ce ai plecat acum 21 de ani din țară? Averea mea personală este educația dată de mama. Educație care, fără de ea, nu aș fi rezistat 21 de ani aici și fără de care nu aș fi putut realiza efectiv nimic. Nu este că ar fi mult, dar este totul pentru mine. Cu timpul ne-am adus o ladă de zestre de la 1908, care am putut să o recondiționăm acasă la Râșnov. Am adus coverturi, am adus țesături făcute de bunica mea, ne-am adus sportul, hainele, obiceiurile, suveica bunicii soțului meu, care o am aici cu mine. Este toată baza și este toată averea noastră. Limba și tradițiile. Văd că ai o cămașă foarte frumoasă de rupea. Este tot de la bunica? Nu, este o cămașă cumpărată pe Facebook de la Evie. Nu am moștenit, din păcate, o ie de la bunica mea. În schimb, am moștenit grădințe, am moștenit șurțe cu ruje, am moștenit coverturi, fețe de masă, toate țesute iarna cu multă oboseală, cu mult frig, după ce munceau toată vara în câmp, iarna își puneau războiul și țeseau. Și țeseau gândul la zestrea nepoților și la zestrea singurii ei nepoate. Spune-mi, te rog frumos, pentru că aminteam în prezentare despre faptul că lucrez la spital și că ai fost în prima linie a pandemiei. Cât de greu a fost acel moment pentru tine și nu numai pentru tine, pentru toți cei din jurul tău? După expoziția de la Madrid de anul trecut, săptămâna următoare a început calvarul. A început calvarul la noi în spital. Erau turnuri... Alesesem eu doar turnul de noapte pentru că era singura modalitate de a avea grijă de băiatul meu care rămânea acasă singur. Și trei luni de zile în care nu am fost liberă decât trei nopți. Era o frică continuă, nu? Când plecam de acasă, când intram în turn și când mă întorceam. Frica de necunoscut, frica de cu ce ne puteam contagia fiecare dintre noi și faptul că veneai acasă și nu știai efectiv ce aduci. Nu știu dacă astea trei luni de zile i-am contagiat, nu i-am contagiat. Frica la boală, pentru că cu toate că sunt de risc înalt, sunt astmatică și cu alte probleme de sănătate, nu am renunțat de a nu intra în prima linie, pentru că eram una dintre puținele care eram pregătite de a sta cu pacienți care aveau nevoie de îngrijiri de terapie intensivă. Și atunci am acceptat, de fapt m-am oferit, am intrat în prima linie și o luptă continuă cu frică, cu spaimă, cu frica de a nu putea să rezist multe ore, 10 ore în fiecare noapte, cu mulți morți, cu mulți bolnavi. Niciodată nu i-am lăsat acolo, i-am adus în gând înapoi, acasă.
obiceiul aici în Madrid. Era în fiecare seară să se iasă la 8 seara să se aplaude sanitarii. Fiecare seară mă ascundeam și plângeam în timp ce ai mei ieșeau la balcoane să aplaude. Eu mă ascundeam și plângeam pe ascuns. Și niciodată nu am îndrăznit să le spun acasă tot ceea ce vedeam acolo. Pentru că era de nedescris și era frica și spaima și a retrăi. Din nou, tot ce ai trăit acolo este ca o rememorare, nu? Și nu puteam să mai trec din nou prin aceleași trăiri. Simona, cum arată România de peste graniță pentru tine? România? România are lucruri foarte bune, dar și multe piedici. Ne e dor de România și mai ales anul trecut, cred că a fost anul cel mai greu și cel mai dificil, anul în care vroiam să venim și nu puteam, eram legați din cauza pandemiei. Partea bună a României este că tot ceea ce suntem datorită ei. Forța, voința, educația se datorează României, nu? Dar când vii acasă, când ajungi acasă, din afară, ai totuși pretenția ca după atâția ani de zile oamenii să gândească un pic mai mult, să vrea un pic mai mult, să aibă mai multă voință și mai multă putere. Dar când vii de multe ori, te blochezi. Am avut un caz special cu mama mea bolnavă fiind, nu? Cu un ictus. M-am simțit legată de mâini și de picioare, obișnuită cu sistemul de sănătate de aici. Acolo eram blocată, acasă eram blocată, nu puteam face. Erau multe lipsuri și multe lucruri basice de care aveam nevoie și nu erau. Și asta m-a înspăimântat și mă oprește, este lucru de bază care mă oprește să mă întorc acasă. Lipsa unor lucruri basice pe care nu le ai, pe care spitalele românești ar trebui să le aibă și nu le au. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție, Simona. Îți doresc mult, mult succes și putere acolo, pentru că știu că parcursul nu a fost ușor și nu este în continuare. Dar îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc succes eu. Și sănătate pentru multă. Pentru tot ce faceți. Mulțumesc. Revenind în studio, România este... România suntem noi. Este tot... Suntem datorită ei. Niște cuvinte foarte frumoase. Da, așa este. Simona lucrează în echipa de transplant, de transplantologie de la unul dintre cele mai mari spitale din Madrid. Și... Repet, am cunoscut-o anul trecut, mi s-a părut un om excepțional. Ce îi oprește pe unii români să se întoarcă acasă și să dezvolte alături de voi această Românie? Ce putem face pentru... Într-adevăr, un om excepțional și un exemplu pentru foarte mulți. Mă bucur că a reușit să intre în această legătură cu sufletele noastre. Cred că a fost foarte... La obiect, Simona, a spus foarte clar. Sunt lucruri de bază, sunt lucruri esențiale, sunt lucruri care fac parte dintr-o viață normală în Occident și pe care, din păcate, încă nu le regăsim acasă. Vorbim de condițiile din spitale? Categoric. Vorbim de școlile românești care nu sunt sigure, unde poate nu învățăm să gândim, învățăm să memorăm? Probabil. Vorbim de sistemele de educație care diferă. Sistemele de educație, viitorul copiilor noștri. Vorbim de lipsa infrastructurii și lipsa unor autostrăzi și a unor drumuri sigure pe care să mergem fără să ne fie frică că ne putem pierde viața? Categoric. Vorbim despre lipsa de respect a statului față de cetățean, lipsa de respect a funcționarului care se crede mai presus de contribuabil și pe care îl tratează cu dispreț de multe ori? Cu siguranță. Toate aceste lucruri afectează perspectivele întoarcerii acasă a românilor. Oricâte programe am face și am participat, am inițiat, am finanțat, am adus fonduri europene în țară, împreună cu Dragoș Preda și alți colegi din Liga Studenților Români Sănătate și din Fundația Cezar, inclusiv pentru antreprenori români de afară care să-și deschidă afaceri în România cu un mic sprijin european și să-și pornească o viață nouă aici.
oricâte programe am face, dacă nu rezolvăm chestiunile acestea sistemice, educația, sănătatea, infrastructura, relația între stat și cetățean, administrație, nu vom reuși să-i aducem pe români acasă. Voi v-ați întors, ați avut încredere, în primul rând, în capacitățile voastre, ați pus statului la dispoziție toate cunoștințele pe care le-ați acumulat în străinătate și există speranță până la urmă. Faptul că voi sunteți aici, există o speranță că lucrurile pot fi făcute să meargă până la urmă și voi sunteți modelele, ați fost modele în străinătate pentru societățile de adopție. Acum sunteți și aici, sunteți în poziții de top pe care le-ați dobândit datorită experiențelor din afară. Sunteți modele și aici. Da. Nimic nu vă stă și nu ne stă până la urmă în față pentru a reuși să schimbăm lucrurile. Așa este. Cea mai mare resursă a României sunt oamenii. Exact. Nu munții, nu aurul, nu pădurile. Sau... Sigur, toate acestea sunt importante, sunt parte din acest pământ. Dar și ele pot fi valorificate tot datorită oamenilor. Pot fi valorificate și datorită oamenilor și cred că printre cele mai bune exemple și dovezi ale valorii resursei umane românești sunt exact români din diaspora. Pentru că ei sunt puși acolo, în societățile în care merg, în situații de competiție meritocratică, pe bune, fără pile, fără relații. Din contră, sunt dezavantajați de multe ori pentru că vin din România sau dintr-o altă țară. Și se concurează de la egal la egal cu cei din țările respective, din țările gazdă și sunt aproape întotdeauna printre cei mai buni. Nu vorbesc doar de cercetători, oameni de știință sau mai știu eu ce, elite. Da. Într-o anumită indiferent de domeniul în care lucrează. Sigur că da, muncitori pe șantier, sudori, zidari, badante în Italia și așa mai departe. Toți merită respect și își câștigă respectul prin munca lor și prin seriozitatea lor. Da, și prin toate greutățile pe care reușesc să le depășească. Corect. Zi de zi. Fie că e vorba, în primul rând, greutatea învățării unei limbi străine. Poate mulți nu au această abilitate și cu toate astea fac eforturi, învață o limbă străină, dar simt românește. Și sunt o resursă vitală pentru țară, pentru că, pe de-o parte, sunt oameni care este clar că au un simț creativ de antreprenoriat, un simț al aventurii. Asta îi și face problema să își ia riscul, dincolo de greutățile din țară, da, și să plece într-o altă țară, să o ia practic de la zero. După aceea, acolo își formează un capital de relații, adună niște bani, trimit bani. De multe ori sunt principalul susținător al economiei românești, peste investițiile străine. În fiecare an, românii din diaspora, aproape în fiecare an, au trimis în țară mai mulți bani decât toate investițiile străine directe din acel an. Au relații, au o înțelegere a culturii respective, înțeleg cum funcționează o democrație avansată. Deci imaginați-vă într-un experiment dacă toți acești oameni mâine și-ar face bagajul și ar reveni în țară ca prin miracol, România ar înflori. România ar înflori pentru că s-ar schimba și mentalitatea, am avea mai multe resurse financiare, umane și am putea să ne dezvoltăm la o cu totul altă viteză. Lucrurile clar se vor schimba. Eu i-am cunoscut pe reprezentanții Ligii Studenților Români din Străinătate în acum 8 ani, acum 9 ani mai precis. Da. Și atunci ne-au prezentat un sondaj făcut printre studenți, ceea ce a fost o surpriză pentru noi, rezultatul acelui sondaj, în care studenții români erau întrebați dacă s-ar întoarce în străinătate după terminarea studiilor, chiar și pe un salariu mai mic decât da, cel pe care l-ar obține în afară. Și în proporție de peste 80%, răspunsul a fost da. Așa este. Și am întrebat, cum așa? Pentru că valul era de plecare și nici de cum de întoarcere. Și au spus, da, preferă să vină în țară, să vină acasă, să schimbe lucrurile, folosind experiențele și toate cunoștințele acumulate în afară. Oricum, felicitări pentru tot ce ați făcut cu această organizație, cu Liga Studenților Români din Străinătate. Se vede că a dat roade. Ce proiecte ai și aveți în continuare în ceea ce privește românii din afara granițelor și România din afara granițelor? Înainte să vă spun punctual câteva idei și proiecte pe care le avem, voi spune atât. Acest mit al banului care îi atrage pe români acasă a fost pulberat complet de acele sondaje.
românii nu se întorc pentru că nu au salarii ca în vest. Nu se întorc pentru că, cum spunea și Simona mai devreme, nu au acele condiții de bază, respect, spitale, școli și așa mai departe. Deci lucrul ăsta l-am lămurit și e foarte bine că l-ai spus. Proiecte de suflet. Sunt în Parlamentul României la primul mandat și țin foarte mult la cei aproape sau peste 250.000 de copii, nimeni nu știe numărul exact, cu părinți plecați la muncă în străinătate. Cel puțin un părinte plecat. E o comunitate, o generație întreagă care se confruntă cu depresie, cu abandon școlar, cu lipsa unui mentor la nivelul generației părinților lor, cresc de multe ori fie cu bunicii, fie cu un frate mai mare, fie singuri. E o tragedie în acest moment și vreau să fie clar, părinților n-au plecat de bine și nu îi face niciunui părinte. Cel mai greu lucru să te rupi de casă, de copii, de familie și să te duci și să fii forțat, de fapt, să muncești în afară. Deci vrem să-i susținem pe acești copii cu programe de mentorat, cu un sprijin financiar în plus, cu o motivație în plus să meargă la școală, să performeze. Și aici au un parteneriat între primării, ONG-uri, societate civilă, biserică și, sigur, zona publică. Cred că poate da. Biserica roade. Are foarte multe programe sociale. Așa-i. Și ajută nu numai acești copii, dar foarte multe categorii vulnerabile. Așa este și cunoaște foarte bine comunitatea. Pentru că de multe ori asemenea cazuri nu sunt prinse în statisticile oficiale. Trebuie să fie cineva în comunitate care și cel mai bine știe preotul. Așa este. De asemenea, avem... Am fondat anul trecut un alt ONG inspirat din Liga Studenților Români în Străinătate, se numește Medici pentru România și își propune să-i aducă pe medicii români plecați acasă, fie prin intermediul tehnologiei, deci să poată furniza consultații, acel second opinion, opinia a doua în cazul pacienților români, prin teleconferințe, fie chiar să-i întoarcem acasă și avem cazuri celebre de medici români care au venit acasă, nu li s-au echivalat studii, le-au dat de tot felul de probleme inventate de sistem, un sistem care se protejează și care nu este deschis la a aduce valoare românească de afară. Deci ăsta ar fi un al doilea mare proiect și lucrăm în continuare. Încă din 2013 ianuarie am prezentat public, era și președintele României acolo, chiar la o gală, o strategie de atragere a tinerilor români, Smart Diaspora, în care am prevăzut pe baza bunor practici din alte state, de la Singapore, Coreea, până la, știu eu, în zona noastră, Albania sau Estonia, au mai făcut programe de genul ăsta, o strategie de repatriere, cu sprijin pentru cei care se întorc, cu simplificarea echivalării diplomelor, cu un întreg program. Deci urmărim în acești 4 ani care urmează îndeplinirea acelor deziderate din 2013, pentru că, din păcate, nu s-a întâmplat mare lucru între timp. Și te-aș întreba, pentru că am tot vorbit despre identitate, despre Românie, România din interiorul fiecăruia, despre România din afară. O ultimă întrebare. Crezi în Dumnezeu? Bineînțeles. Dumnezeu este reperul fundamental al vieții. Viața înseamnă și suferință. Viața m-a pus și până la urmă ne pune pe fiecare dintre noi în momente de suferință. Sensul vieții nu este fericirea. Pentru că, în ciuda ceea ce se spune, că trebuie să fii fericit, că trebuie să-ți faci din fericire un scop, inevitabil, viața te pune în momente în care nu ai cum să fii fericit. Pierzi pe cineva drag? Ai o boală? Ai o suferință? Astea fac parte din viață. Dacă ți-ai pus ca reper fericirea, ești pierdut. Cred că reperul și sensul vieții este, sigur, credința în Dumnezeu, în viața cea adevărată, în viața de dincolo, și în responsabilitatea de a trăi această viață în fiecare clipă, cu gândul că trebuie să lași ceva în urma ta. Ăsta este crezul meu. Mulțumesc foarte mult, Sebastian. Și eu, Cristina. Mare drag. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția din această seară a emisiunii România de peste graniță. Pe curând!